La așezământul social filantropic Sfântul Mucenic Pantelimon Lacu Sărat din județul Brăila a avut loc astăzi întâlnirea de lucru din cadrul programului eparhial Vacanța din Pridvorul Bisericii. La eveniment au participat 60 de clerici din Arhiepiscopia Dunării de Jos, iar lucrările au fost coordonate de înalt preasfințitul părinte Arhiepiscop Casian. Întrunirea a avut ca scop evaluarea activităților desfășurate în prima ediție a programului Planificarea și Organizarea Ediției de anul acesta, împreună cu preoții din cele opt protopopiate ale Arhiepiscopiei Dunării de Jos, s-a aflat și în alt preasfințitul Părinte Casian. Ne-am bucurat în primul rând de exemple de bune practici în absolut toate parohiile. Ne-am bucurat foarte mult însă și de proiectele imediat următoare, pentru perioada de vacanță, o vacanță interactivă preot, profesor de religie și tineri în parohie, la mănăstire, pentru tabere de recreiere de scurtă durată și de mai lungă durată. Ne-am bucurat, însă în mod cu totul deosebit, de spiritul fratern, comunitar și de echipă, de la care am învățat foarte multe aspecte atât de importante pentru a le aproba apoi în consiliu Eparhial și a le -a transmite și celorlalți preoți din Eparhia noastră. Programul acesta de vacanță pentru noi preoți este o provocare pentru că ne adresăm copiilor, tinerilor, care sunt în creștere, care trebuie să înțeleagă, în primul rând, iubirea Domnului nostru Isus Hristos și... Rostul nostru este acesta, să le arătăm în programele noastre posibilitatea bucuriei adevărate, bucuriei vii, în care ei să descopere comunicarea, mișcarea, relația cu Dumnezeu și să poată să evadeze din virtual, că prea mult se evadează de realitate în virtual în rândul copilor și tinerilor. Pentru vara aceasta au fost planificate 8 tabere la mănăstiri din Eparhia Dunării de Jos și 56 de tabere și programe parohiale pentru copii și tineri, la care organizatorii se așteaptă să fie o participare de aproximativ 2000 de persoane. Au fost structurate principalele repere ale acestor activități. S-a vorbit despre varietate, s-a vorbit despre eficiență și toți participanții au înțeles de bună seamă cât este de important ca și în perioada vacanței de vară copiii și tinerii să simtă că sunt ai bisericii. În vara aceasta, în parohiile noastre, preoții să desfășoare, împreună cu comitetele parohiale, programe pentru tinerii de toate vârstele din parohiile noastre, programe adaptate la cerințele educaționale, programe culturale, programe în care tinerii să se poată bucura de vacanță și, în același timp, să se apropie de Hristos, de Biserică, și să aibă o vacanță plăcută. Anul trecut, în Arhiepiscopia Dunării de Jos s-au derulat 47 de activități și programe parohiale, la care au participat aproximativ 1500 de tineri, atât din mediul rural, cât și din mediul urban.